Ți se pare normal ca după doi copii mici să arăți în continuare așa? Chiar e normal? Adevărul este că mulțumesc, în primul rând. Dar adevărul, da, nici eu nu știu. E genetic, e ceva... Puși după copii, recunoaște că ai doi băieți. Deși am văzut că ultima oară l-ai luat pe Carol, cel mare, nu? Da. Cu tine și era foarte cu minte acolo la vânzare sau ce pune, când puneai tu la resale. Cred că m-am dus să strâng. Oricum, da. Era cu minte, deci nu trebuie să fugi așa mult după el să te minți. Ba nu. Fug mult. Mamă, mult! Și când mă duc în parc, nu pot, alte mămiși se îmbracă în rochițici, nu știu ce, nu, frate, la mine Adidas training, că e clar că vin după maraton. Și nu încă plec, fuge Tudor. Tudor? Carol. Și sunt așa. Da. După, mă gândesc, după care să fug mai repede, care se poate răni mai repede. Ok, bebe. Și mă duc pe el, știi? Dar n-ai ajutor? Nu, suntem doar noi. Și nu mi se pare, acum nu am nevoie. Adică acum mi se pare, am avut ajutor multe luni, pentru că eram cu amândoi acasă înainte să meargă Carol la grădi. Dar acum dacă Carol merge la grădi... Dar zi-mi, ai avut perioada asta când erau geloși, se da, împingeau bine de fapt. Da, a fost o perioadă la început atunci când Carol era evident fiind singurul timp de 2 ani și fiind tot, adică nu există. Când a venit bebe, a rămas așa un pic, dar cine e bebelușul ăsta, oare, și de ce nu mai pleacă? Dar acum se iubesc foarte tare, Carol e topit, primul lucru și când îl luăm de la grădi, și când se trezește dimineață, bebi, că așa îi zice, bebi, bebi, și îl pupă, nu, deci sunt super, super drăguți. Și când au momente din astea, sunt, ce minunat. Și mai au și momente când se împingă, stai seama, când se ceartă, băi, vor fix aceeași jucărie. Și a zis, de aici încolo luăm ambele jucării la fel, tot se ceartă. Mami, zic, e la fel, uite, face schimb, e la fel. Și mai zic ceva, te rog frumos, mai aveți timp și pentru voi doi, tu și soțul tău, să... Mai seara. Pentru sănătatea cuplului, cum așa, să lăsați copiii la bunici, măcar câteva ore și să plecați la cină, să luați cina ca în... Câteodată mai vine bunii și a fost o perioadă, acum câteva săptămâni, când s-au întâlnit ambele bunici, eram what, și atunci am ieșit. Am putut să ieșim, e altceva, dar nici nu am știut, adică am ieșit 2 ore și nici nu am știut ce să facem mai mult, adică te obișnuiți cu haosul ăsta și cu unul după unul, unul după altul. Ce mai vorbeam cu alte mămini, spuneau că e normal ca părinții să mai iasă din când în când și să petreacă timp, nu doar în preajma copiilor. Așa e, dar uite, spre exemplu, ei la 8:30 se culcă și adorm. Adică, da, ne încercăm să ne ținem, tocmai de aia eu am cam întârziat în seara asta, mi-am făcut de cap, dar ne ținem de program și după ce adorm, dacă nu adorme vreun dintre noi, că suntem rupți, atunci putem să vorbim, putem să stăm un pic de, ca și un cuplu.